Descrierea ta de pe site-ul Digital Marketing Forum este cel mai cunoscut om de publicitate din România. Cine ocupă, după părerea ta, locurile 2 și 3? Enoiu și cred că Radu Florescu. Sau poate Boțan. Nu vorbim de creativ, vorbim de oameni de publicitate în general. Și clienții știu topurile astea sau? Da. Sunt convins. În multe din interviurile recente pe care le acorzi, ești întrebat despre criză. În câte din discuțiile pe care le-ai avut cu clienții au fost abordat acest subiect și în ce măsură ești afectat personal? Nu. Subiectul a fost abordat așa, la nivel de conversație. Cred că în toate discuțiile. Sau, mă rog, de către toți clienții în discuții. Dar relevant pentru business și cât de tare ne afectează criza business-ul pentru care lucrăm, nu, cine știe ce. Pe la unii da, pe la unii nu. Adică cu un Altex, de exemplu, da, vorbim despre criză că au avut scădere de 50%, normal. Cu alții n-am avut mari discuții despre criză, nu i-a afectat foarte tare, iar pe mine personal absolut deloc, aș zice, dimpotrivă, mi-a ajutat. Și sunt unii care au bani, dar le frică să investească mai departe din cauza că ar putea să aibă... Asta a fost adevărat mai degrabă în 2009. Acum în 2010 semnele timpurii arată că lumea a dat drumul la bani. Lumea vrea să facă, toți clienții sunt activi. Toți clienții vor campanii, toți clienții vor să dea drumul la bani. Dacă asta se întâmplă că le-a mers mai bine decât credeau sau că le-a mers atât de rău încât dacă nu mișcă mor, nu știu să spun. Dar semnele astea timpurii sunt foarte bune. Lumea nu, cred că a stat cu fundul pe bani în 2009 și la sfârșitul anului și-au făcut niște calcule și-au văzut că ori că dracu n-a fost așa negru, ori că, domnule, în momentul îți dăm drumul la bani, că nu putem să mai stăm încă un an. Ai spus de curând că ai vrea să vezi cum criza lovește mai tare în presă, pentru că e prea multă lume care scrie. Ne dai câteva exemple de persoane, de instituții, care ar avea nevoie de schimbare, după părerea ta? Având în vedere că am cam lucrat cu toate dintre ele, mi-e complicat. Am lucrat cu toate trusturile. Dar mi se pare, de exemplu, că erau ziare Cotidianul sub Nistorescu. Mi se pare că e degeaba. Uneori Evenimentul mi se pare că e degeaba, de exemplu. Mi se pare Antena 3 în campania electorală mi se pare degeaba. Mi se păreau lucruri fundamental greșite pentru o televiziune de știri care vrea să trăiască și după alegeri. Se termină alegeri și trebuie să ai credibilitate în continuare. Acum sunt în poziția în care aproape că nu mă mai uit și pot să-mi dea orice știre, nu mai cred. Caut care o fi reason-ul behind pentru care dau ei știrea asta. Ceea ce e o prostie. Adică mi se pare că au aruncat așa toate ouăle într-un coș și dacă n-a ieșit, ce te faci? Niște exemple. Respectul se câștigă greu, se pierde ușor, nu? Se pierde foarte ușor, da? Și mie îmi plăcea că era o alternativă la realitatea. Vedeam două surse care povestesc aceeași lucru și deodată sunt și realitatea în mare măsură, dar Antena 3 parcă a făcut o tușe și mai groasă în timpul campaniei. Și deodată nu-i mai cred. Știi că mi s-au părut atât de tendențioși că nu mai cred nimic din ce spun acum. Despre orice. Și atunci mi se pare că au greșit așa și mă aștept ca lucrul ăsta să lovească. Mă aștept ca nu știu, advertiser, de exemplu, să zică, domne, nu m-aș duce acolo, că și-a pierdut credibilitatea. Deja a lovit în Cotidianul și exact în Evenimentul zilei. Cât de cât. Ce pot să zic? Fiecare pasăre pe limba ei. Dar stai, că și-au făcut-o, și-au asumat-o. Și nu atât Nistorescu bănuiesc cât Vântul și-au asumat. Domne, tragem. Dacă iese Joana bine, am pus-o și o să ne fie bine, dacă nu, nu. Ei mi se pare ușor nebunie să tragi să pui toate așa pe un glonte, știi? Să pui tot business-ul pe un glonte. All-in. Da, ai făcut all-in, exact. Dar mi se pare că ai făcut all-in-ul cam de vreme, mai era de jucat mult. N-aveai vreun motiv să faci all-in-ul. Da, mă rog. De-aia zic că nu mă deranjează când lovește criza. Plus că eu mă uit la bucata din industria mea, de zic. Presa despre media e network, hai zic, cita. Bă, nu mai aveam pe cine citi, nebuneam. Deci toată lumea făcea, trimiteau când aveau un subiect de media network, zic, niște întrebări la 5-6 oameni, de unde luau bucățele din răspunsuri, nu le puneau ghilimele, ăla era articol. Știi, băi, dar tu de ce îl semnezi? De ce? Când ai scris tu? Ce ai scris?
Cei care, your view, care e punctul tău, opinia ta la povestea asta. Se pare că n-au contribuție așa, făceau niște șmecherii doar ca să-și ia un salariu, să umple niște centimetri pătrați de zi, să-și ia un salariu, foarte mulți mi se păreau așa. Și ai simțit lipsa de calitate în presă online mai mult decât în cealaltă? Nu cred, nu-mi dau seama, nu cred. Nu cred. Dacă uite, de exemplu, pe online, unde mă interesează pe mine și nu mai sunt multe din industria mea, vorbesc, adică ce face Petrișor cu pagina de media, de exemplu, mi se pare mult mai ok decât multe bucăți din presa scrisă despre media în importanță. Nu simt că e mai rea presa online decât presa scrisă. Dacă te-ar contacta un client și ai avea de făcut un clip viral destinat exclusiv internetului, cum ai reacționat? Dacă are vreun motiv pentru asta. Dar am mai făcut clipuri virale destinate internetului. Depinde care e motivul. Adică trebuie să existe un beneficiu clar din a face doar un clip viral, ori bine, sau o cauză de asta de 2 lei, care nu e un beneficiu, nici o cauză, bă, n-am bani. Să-l dau și hai să-l facem viral. Dar teoretic ar trebui să-mi spună, băi, zic să mergem viral pentru că uite care sunt beneficiile pentru businessul nostru dacă mergem viral. Iar acest clip viral este așa, 90% este wishful thinking, clipul viral. Tu zici că nu știe nimeni să spună care clipuri vor fi virale și care nu. Și nu știe nimeni dinainte, că altfel am face toți. Păi, dacă am ști, am face toți clipuri virale. Sau o agenție care a făcut toată un clip care a mers senzațional viral, ar face unul după altul clipurile alea. Nu știe nimeni ce e dracu, va fi viral și ce nu, ce va pleca și ce nu va pleca. Dar noi am avut câteva, spoturi, Batman, volanul de la Antena, care baba cu volanul a trecut de 2 milioane și ceva de view-uri. A mers de a nebunit. Dar știam eu că va pleca viral. Ce crezi că l-am făcut ca să fie viral? Bar n-aveam că va fi viral. Batman la fel, l-am făcut pentru TV, a ajuns pe net, s-a dus. Dar de ce nu s-a dus următorul spot? Nu știu să zic. Nu știe nimeni asta cu viral. Faci un clip pe internet. Poate are 300 de view-uri. De la prieteni și cei din agenție. Da, sau poate pleacă și are milioane. Cu Marius Ghenea și alți antreprenori români de succes ai în comun admirația pentru Michael Jordan. Care a fost începutul ei? Se dădea NBA la televizor când am crescut și Michael Jordan era era maxim de formă, da. O coincidență temporală, să zic. Foarte norocoasă. Fiindcă de acolo, văzându-l cum joacă și îndrăgostindu-mă de cum joacă basket, am început să citesc mult despre Jordan și ce-i cu el și am văzut are foarte multe învățăminte Jordan pe care le poți aplica în viața de toată zile, în business, în ce vrei tu. Nu e doar că juca basket. Adică Jordan a fost niciodată Jordan pentru că avea doar abilități fizice. Nici gând. Au fost nu știu câți de atunci care au tot fost să anunțească următorul Jordan. Kobe Bryant, Grant Hill, care a jucat chiar cu el la Chicago Bulls. Deci au fost nenumărați care, mamă, următorul Jordan. Și n-a mai existat următorul Jordan. N-apare următorul Jordan niciodată. LeBron James și așa mai departe. Nu e niciunul Jordan. Și nu e Jordan, nu fie că nu sar la fel de sus sau că nu bat mingea la fel de bine sau că nu dau la fel de bine coș. Ci că nu au restul calității. N-au drive-ul lui, n-au caracterul lui, n-au multe altele. Leadership-ul lui. Că ai pierdut din brandul personal după ce ai acceptat drept client la Shamantan? Da, am de unde cheltui. Nu am o problemă. Mă aștept ca la cei care au... care evaluează superficial toată povestea asta, da, să fi pierdut. Să spun, am văzut lume care mă înjura pe net, bă, te-ai vândut, câți bani ai luat de la ei, bă, nu știu ce. Așa cum vedeam și când, nu știu, și înainte să am rău cea montană, mă jura lume pe net. Nu, n-am, sunt imun la povestea asta. Cei de la care contează părerea pentru mine, știi? Oamenii a căror părere contează pentru mine, sunt convins că s-au gândit, cunoscându-mă de două ori, și mi-au dat prezumția de nevinovăție. Asta însemnând că s-au prins că îi știu eu ce știi de lucrez pentru ei. Că nu m-am aruncat în... Că nu, al doilea client debatable nu există în istoria mea. Ca să spună, să zică lumea, uite mă, ce face asta tot timpul, se bagă pentru bani. Deci probabil că nu e debatable nici ăsta.